fetele sunt acum puse la treabă. Nu o să facem roaba umană cu ele, dar pentru că Lidia are... Adică să mâncăm, dat, nu? Are încă de dat explicații și probe de casă. Să știm dacă băgăm în familie. Sper să nu se uite Viorel. Se uită taică, susură. Mă, Viorel să nu se uite. Lidia, Flavia și Amalia n-au fost foarte anunțate. Trebuie, având în vedere că a trecut Sfântul Andrei, toată lumea gătește în perioada asta, trebuie să se descurce și să realizeze câte un mușdei de usturoi în formă tradițională. Adică n-aveți la dispoziție dispozitive gen mixer, blender, shaker, blaker, maker. Păi și unde vine de usturoi? Stați, dragă, un pic, nu vă grăbiți. Păi hai că ne-am panicat. Ca fata la măritat. Dragii mei, dragele mele, niciuna nu e realitate măritată. Roaba mea, nu te panica. Te rog, spune-mi cum se face. Nu vreau să văd dacă știi. Neam Arin este aici pentru a verifica finalul și veridicitatea, iar Vlăduț va fi aici pentru aspect și gust. Dragele mele, luați niște... Aseară, ți-am luat mărgele! Atâta usturoi, e mic! E foarte mic! Asta-i din ăla românești! Astea mi-s mărgelele! Ziceți mulțam că nu v-am luat pisici de usturoi și v-am luat căței de usturoi. Eu nu mănânc usturoi, Dani. Haideți să vedem. Lidia, ce metodă tradițională vei folosi? Vrei să fii sinceră cu tine? Până amu n-am făcut niciodată. Mușdei? O inventa acum, n-am făcut până acum. N-ai cu mușdei niciodată? Slavă Domnului, am bărbat talentat acasă, dragă, gătește, n-ai văzut de toate face. Du-te, mă! Nu, nu le-au făcut numai niște paste nereușite. La șef la cuțite și ne-au făcut să pierdem. Mai bune da, m-a chemat ceva. Eu am câștigat la șef la cuțite. Ce ai câștigat, Oria? Trei cuțite, foaie verde. Da, dar în spate ți le-au lăsat în spate. Oria, t-ai scos din prezență, n-ai până cum să gătești. Trei, dar unul e acasă. Da. Nu, ele sunt trei făcăți. Flavia, ce metodă vei folosi? O metodă originală. Originală, da. Deci se curăță usturoiul, da. Care se curăță foarte greu. Altul n-ați găsit. E românesc, da. E românesc. E o metodă ușoară de a curăța usturoiul. E mega ușoară. Bă, ce vreau eu să zic? Dacă nu, toată lumea e la treabă și nu e nimeni la cântat, bag eu. Da. Hai, să fie pe usturoiul ăsta, mă. Ce se întâmplă aici? Deci, după cum observ, deja am curățat 4-5 cățeluși. Ce să râd mai mic ideile, că eu râd în fiecare zi tot așa. Bine ajustate. Măi, Lidia! Arată foarte bine, fetelor. Să ne țină că am și mâine mă trezesc, dar să fie la ușă și apoi zice, bă, frate, buble, ce ai făcut asta, că nimic nu știa face. Eu acum am dau seama că voi dacă faceți usturoi, așa. Voi trebuie în aceea zi să faceți programare la manicură. Păi stai seama că de aici direct acolo mergem. Stai că de aici am concert, deci... Și spune mie cum presez eu acum usturoiul, cu ce? Cu puterea mea. Cu ce, draga mea, cu asta? Ne descurci cu ce ai. Astăzi? Da. Și atunci când o să te uiți la public să spui, dragii mei, vampirii... Eu încerc cu furculita. Nea Marina comentează la cald. E curios ce se va întâmpla după. După ce, cum o să-l viseze? Uite, o să râd de toată lumea de voi. Ia uite, uite-le. Uite. Ah, uite așa mâncat ar tata, așa. Din vercini, din vercini așa se face. Ia cu cuțitul, poți să faci așa. Poți să faci așa. Uite așa. Puneți niște sare pe el, că trebuie să pui sare pe el. Foarte bine. Așa, ia uite metoda aici, Lidia, uite. Uite-le. Așa, Maria, vino să mă ajut. Da, te ajut, da, te ajut. Trebuie să te iau de picioruș. Nu știu dacă știți, dar... Horia, văzând ce n-ai văzut, ce piesă crezi că ar merge la această îndeletnicire? Atunci când ele dimineața la ora 7 se trezesc să facă mușdeiul pentru peștele proaspăt prins de pescar. Ce piesă crezi că ar merge acompaniament, domnilor? Dimineața cu Răzvană și Dani. Nu. Băi, azi e 1 decembrie. 1, 2, 3, 5. Neața cu Răzvan și Dani n-au venit America. Iertați-mă. Dar acum, pentru că este momentul surprizelor, momentul în care usturoiul se pregătește, aș vrea să vă dăm și noi usturoiul nostru, copii. E bine așa. Doamnelor și domnilor. Aveți usturoi? Avem un usturoi. Avem un motan pe aici, grăsuț, care se tot plimbă printre
Am o rugăminte, domnule Motar. Aruncați-mă pe plăcintă. Hoppa! Unde, unde dai cadru, fuge un motanel. Gras. Pentru că e simbol al bunăstării și cred că nu l-au când trebuia. Fetele noastre au fost supuse la un... testul suprem, în test sense. Înainte de măritiș, niciuna nemăritată. Mai bună de măritat. Bune de Vlăduț este juriu, ne uităm la aspect, ce se va transmite la televizor. S-a folosit metoda tradițională, adică fără ustensile electronice, electrice. Doar cu furculiță. Absolut, e foarte apropiat de adevăr. Asta e un... este așa un mușdei de usturoi mai smântânit, să-i spun așa, da? Sau să-i spun smântână cu usturoi. Am încercat mai să bine? Mă fac de râs. Foarte bună pentru pui, dar să știi că e... O să și gust dacă vrei. Nu, bune? Nu. Aș avea curaj, o să gust după emisiune. Flavia! La mine e ceva mai special, mai deosebit. Asta este mușdeiul de usturoi tip supiță sau ciorbiță. Am ajutat și niște foi de dafin ca să fie ținut mai deosebit, că na. Ai pus un pic de scorțișoară, dacă puneai și un pic de leuștean, acolo era. Și un pic de zahăr. Și un pic de zahăr. Păi să combini toate gusturile, dulce, sărat, acru, știi cum. Da, tu ești așa mai complexă, mai... Am înțeles. Arată la Lidia. Arată-ne și nouă, te rog, ce ai făcut. Ce s-a întâmplat acolo, Lidia? Ia să văd la tine. Am crezut că e de mâncare. Da. Înseamnă că am fost mai bun. Bun înseamnă. La mâncare, am crezut că e de mâncare. A fost... Mi-a plăcut foarte mult. Dar din altfel, nu mă știu. Dă-mi și mie un pic de păpaș, Lidia. Nu vrei să gust și tu puțin? Nu chiar e bun. Ăștia sunt mulți acasă și mănâncă mușdeiul gol. Da. Zi de la înrătate. Foarte bun. Ia zi, Vlăduț, pe foarte bun. Serios? Foarte bun. Foarte bun, da. Delicios. Mai ales că e luat de sub market. Da. Nu e adevărat. Știi că Dani. Ia, felicitări. N-am ce să spun, jos pălăria. Mulțumesc. Foarte tare. Da. Să nu ne aruncăm. Asta înseamnă că sunt bună de... Mărita! Dragii mei, scuza-mă, pe aici era... De aranjamente de măritiși. Suntem aici la Neața Subtil ca un picamăr. Da. Sau ca o rachetă sol-sol-aer, nasol, cum a zis Horia. Dragii mei, iată pe umerii lui Horia atât de mare povară. A promis că cei care se căsătoresc de aici, de la Neața, vor primi show-ul gratis. Dar problema este că... Problema este că dacă ne luăm toți cu toți, care toți suntem necăsluați... Știți că în 2017 trebuie, neapărat. 2017. Cine? Da. Inclusiv operatorii, toți. Da. Da. Păi suntem mulți. Auzi, Elena Păun... A, e luată și Elena. Chiar îmi pare rău, Elena.